Spune că poți să ieși din harta de cel din vision din gengre pentru care are foarte multe ieșiri. Oh shit! Oh shit, man! Oh my god, ați văzut cât am mers? Fucking bro! Oh. Dar stop! Dacă dai subscribe la canal și lași un like la videoclip și după vei deschide un brawl box, pac, legendară! Fără mișto acum, adică, na, eu zic că merită încercat, adică, na. Salutare, frași și surori, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la un episod foarte, foarte blană de Brawl Stars. Bine, în episodul de astăzi, guys, o să vă prezint top 10 mituri foarte, foarte tare pe Brawl Stars pe care o să le încercăm chiar acum. Înainte să înceapă videoclipul, aș vrea să vă rog să apăsați butonul de like, să faceți cât mai multe like-uri, să vă abonați la canal, să facem 300.000 de abonați și haideți să înceapă videoclipul. Primul mit, guys, vine de la Brawlul Daryl. Brawlul Daryl se zice că poate să meargă pe apă fără oprire cu ajutorul ultimat. Ei bine, guys, să avem aici pe Brawlul Daryl și am găsit aici o mapă foarte, foarte șmecheră de Sheldon, Fistor Fine Mine, care dacă dăm aici sus, vedeți câtă apă are, apă mult spus, chestia aia verde, acel gaz verde. O să încercăm să ne batem cu boții cât mai rapid, să mergem acolo sus și să încercăm să vedem dacă chiar într-adevăr putem merge pe apă. Sunt foarte, foarte curios, man. Însă trebuie să mă bag foarte, foarte rapid, să mă bag cu băieții ăștia ca să, știi, vorba aia, man, până la urmă, ok, ok, hai că deja mă omoră pe cineva, dar degeaba mă, ok, văd că se încarcă, aia se încarcă de la mine, de la Daryl, habar nu am de ce se încarcă. Ok, ok, suntem aici. Vreau să, mama mea, mă moară surioara, mă lasă-mă în pace, bro, what? Ok, ok, suntem aici, nice. Acum, guys, o să vedem momentul adevărului. Merge într-adevăr Daryl pe apă? Chiar sunt curios, guys. Let's go, let's fuck this shit, oameni. Haide, 3, 2, 1 și... Oh, shit, oh, shit, man. Oh, my god, ați văzut cât am mers? Fucking, bro. Oh, my god, guys, ați văzut cât am mers pe apă? Lol. Cât de tare e chestia asta. Ia să vedem, poate mai avem aici o chestie. Să încercăm să mai mergem o dată până la urmă. Ok, deci mitul este adevărat. Clar este un mit adevărat. Wow, cât de tare, wow, cât de tare, man. Ok, ok, am dat niște damage acolo la băiatul ăla. Hai să mai încercăm o dată, mai încercăm o dată să mergem pe apă. Cred că o să fie mai greu de data asta. Uite, o să mă bag, uite așa, hai. Let's go, let's go, let's go. Let's go, hai. Wow, shit, uitați-vă la el, meu, cum merge, mamă. Foarte, foarte tare. Mitul este complet adevărat. Următorul mic pe care aș vrea să-l testez în acest videoclip și de care vreau să vă spun, zice așa: Barley nu ține nicio stică în mână decât dacă are muniție. Chiar vreau să, chiar sunt curios de acest mit. Pentru chestia asta o să mă duc aici la Barley, o să-l iau pe frățiorul ăsta și să-i dau select. Sau nu, 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 doamne, ce prost ăsta. Mă bag aici și dau try, dau try ca să vedem, ne băgăm aici, hai să vedem. Deci uitați-vă, guys, chiar acum o să pun un zoom pe frățiorul Daryl, să vedem dacă după ce termină muniția, într-adevăr, el nu o să mai aibă nimic în mână. O să dau așa ca să vedem dacă are ceva în mână. Bun. Hai să vedem, dar trebuie să dăm foarte rapid, foarte rapid. Hai să vedem. Shit, man, chiar nu mai are ceva în mână, uitați-vă, man. Și când se bagă muniția, țac, pac, primește și el ceva în mână. Deci mit complet adevărat. Ia să ne mai uităm o dată, fiți atenți, mai uitați-vă o dată cum îi bagă acum toate chestia, uite. Oh, shit, man, nice, 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 nice. Ok, este un mit adevărat. Foarte, foarte șmecher. Următorul mit, guys, vine tot de la Barley, care este Barley Wizard, care zice aici: Barley Wizard nu ține niciodată un iepuraș în mână, cum o face la prezentarea caracterului. Deci fiți atenți, la prezentarea caracterului Barley are iepurașul ăsta. Hai să vedem dacă îi dăm select și să vedem dacă, bă, băiatul ăsta într-adevăr are un iepuraș în mână tipul meciului. Chiar sunt curios, man. Chiar sunt curios dacă are un iepuraș în mână. Hai să vedem, deci ținem așa, man. Hai să vedem, deci n-are niciodată un iepuraș în mână, man. Oh, shit, dar chiar Barley-ul ăla are acele sticle, dar băiatul ăsta n-are absolut nimic, vă zic sincer acum, man. Adică nu are absolut nimic. What the fuck? Ok, este adevărat, este poate... Ok, ok, deci este complet adevărat. Nu are nicio treabă iepurașul cu Barley Wizard. Următorul mit, guys, vine de la Tic, care se zice așa, guys, uitați. Un lucru foarte, foarte interesant pe care aș vrea să-l arăt. Proiectila lui Tic, adică băiatul ăla care aruncă la ultimată, este de fapt un robot adevărat, deoarece are o față pe el. Și asta ce să fac, guys, o să cer să mă bag aici, o să dau proiectila lui Tic și vreau toată lumea să se uite, o să dau un zoom pe caracter când voi da proiectila și să se uite dacă într-adevăr există o față. Stați puțin, man. A, nu, deci ok, fața aia, deci hai să vedem. Nu ultimata, cred că fața aia. Deci uitați-vă foarte atent. Oh, shit, man! What? Chiar e adevărat, man. Deci uitați-vă foarte atent la chestia pe care o arunc, man. Fiți atenți. Oh, shit, chiar are o față, man. Vreau să scrieți în comentarii dacă ați văzut-o, man. Ia, uitați-vă acolo. Oh, God, man, este foarte, foarte adevărat. Tic chiar are o față pe proiectila aia, guys. Următorul mit, trecem deja la următorul mit, zice așa: când Brock sare pe un jumper, ochelarii lui pică și acoperă fața. Ok, hai să încercăm și chestia asta. Deși că când frățiorul nostru Brock, unde e, unde e, să-l găsesc, se bagă pe un jumper, dar acum trebuie să găsim o hartă cu jumper. Unde e o hartă cu jumper, man?
Trebuie să găsim, sper că le arată aici arțile cu jumper, dacă nu o să trebuiască să caut eu o hartă cu jumper. Eye of the Storm, ok, Forsaken Falls. Da, ok, harta asta cu jumper, bun. Ne băgăm încă pe Forsaken Falls, să mergem la un jumper. Și vreau foarte des să vă uitați la frățiorul Brock. Mamă, mamă, tot suntem în mijloc, fuck it, man. Trebuie să mă bag cu GCA grav, bun. Deci uitați-vă la frățiorul, la frățiorul Brock. Uitați, oh shit, da, da, da. La ce să vă uitați, frate, că s-au băgat toți pe mine. Să mă arăbeți, nici n-am avut timp de reacție. No, fiți atenți și uitați-vă la frățiorul Brock. Deci dacă mergem, uite, să mergem așa, în partea asta, man, ia. Oh shit, man, what, e adevărat, what? Bă, vreau să zic chestia, fiți atenți, hai să mai încercăm o dată, man, fiți atenți. O să mergem așa, ca să vedeți voi ochelarii lui, hai să vedem. Ia, let's go. Oh, fa, man, nu s-a văzut aici, dar vă zic că e adevărat că am văzut, dar nu s-a văzut, gen. Ia să mergem dacă ne uităm așa, man. Ia uite, mă, ăștia au boală pe mine. What, man? Boții ăștia sunt făcuți special ca să mă moare pe mine, ia. Oh, nu se vede, man. What? Deci nu se vede, bă. Deci vreau să scrieți în comentarii dacă ați văzut-o prima dată. Acum, din păcate, nu se mai vede. Nu știu de ce n-a fost poziția aia. Numai pe jumperul ăla, cred că puteți să vedeți. Însă vă zic că okay, este adevărat. Următorul mid, guys, zice așa. În momentul în care ataci cu Spike, el se mișcă, dar haina de pe el nu. Bă, dacă e adevărată chestia asta, eu zic că mai mult e un bug decât un, să spunem, un mid. Că până la urmă are haina asta pe ea. Se mișcă în momentul în care eu dau cu el. Sincer, acum. Adică dacă nu e adevărat, clar e un bug, gen, dacă e adevărată fază. Ia să vedem. Let's go. Da, man, bă, să știi până la urmă, ia, like, ia să vedem, like, man, bă, parcă puțin, dar nu sunt sigur, ia să ne uităm. Bă, parcă puțin, dar nu sunt sigur, ia să stăm așa, man. Da, man, uitați-vă acolo, deci fiți atenți, fiți atenți ce bug, o să dau acolo, uitați-vă la Spike să vedeți că are o gaură în haină, uitați-vă, vedeți gaura aia din haină. What the fuck, man? Chestia asta bănesc că e un bug, în niciun caz un mit, e un fucking bug. Următorul bug, era să zic, următorul mit vine așa. Robotul din training ne urmărește, gaișică. Deci robotul din training ne urmărește, adică își mută capul după noi cât timp suntem acolo. Marele robot din training bănuiesc. Hai să ne uităm la frățiorul ăla mare, deci uitați-vă la el. Deci frățiorul ăla mare și că o să ne urmărească în training cave. Ia să vedem, man. Chiar sunt foarte curios dacă este adevărat. Uitați-vă la capul lui. Holy shit, man, ăsta, băiatul ăsta chiar se uită numai după mine, uitați-vă la el, bro, what the fuck, se uită numai după mine, lol. Chiar se uită numai după mine, cât de tare chestia asta, ok, man, ok, vreau să trecem mai departe. Mai departe, respectiv, la mitul care zice așa, pe anumite hărți de showdown, Frank e DJ. Dar dacă există un Frank în acel match, nu mai este niciun DJ, în anumite hărți de jam grab. Deci fii atent ce zice băiatul ăsta. Dacă noi... Mamă, mamă, cât de tare e chestia asta. Deci hai să încercăm. Deci mergem acum pe o hartă de gem grab, de asta cu DJ. Respectiv, cred că... Nu știu care. Crystal Arcade, cred că asta ar trebui să fie, nu, man? Crystal Arcade-ul sau... Cell Division? Cell Division. Ia să vedem aici pe Cell Division. Chiar sunt curios. Da, ok, aici. Deci uitați-vă în stânga. E Franca la care mixează, da? Îl vedeți aici pe Franca care mixează. După chestia asta, o să-mi iau eu caracterul de Frank să văd dacă într-adevăr dispare. Deci uitați-vă pe Frank care mixează acolo în stânga, frățiorul se distrează, n-ai nicio treabă. Acum, haideți să selectăm caracterul Frank să vedem dacă este adevărat. Am aici caracterul Frank, îi dau select și ne băgăm în el. Hai să vedem dacă în stânga mai este un Frank care mixează. Holy shit, man! Oh my god! Oh my god! E chiar adevărat! What the fuck? E chiar adevărat! Nu cred asta, mă! Nu cred! E chiar adevărat, uitați-vă, fraților, că nu mai mixează nimeni pentru că Frank e în match. Wow, cât de tare, wow, cât de tare. Hai să zicem și următorul mit, guys, care, deci, bă, vreau să scrie în comentarii cine nu știe mitul ăsta. Bă, este complet imposibil, e inuman să nu știi mitul ăsta. Mi se pare cel mai controversat mit și deodată cel mai cunoscut. Daryl are cuțitul lui Chrome în spate. Și hai să vă zic și o chestie foarte, foarte șmecheră. Multă lume a negat prima dată, însă s-a dovedit clar că acele cuțite cu care aruncă Crow, gen, au aceeași formă cu cuțitul pe care îl are Daryl în spate. Gen, dacă nu știți, Daryl are cuțitul în Crow din urma unui fight cu Crow. Iar acum, guys, cel mai șmecher mit, tocmai de aceea l-am lăsat pe final. Spune că poți să ieși din harta de Cell Division din gengre pentru că are foarte multe ieșiri. Odată chestia asta care se poate deschide cu un anumit glitch, dacă vreți să fac chestia asta, apăsați ton de like. Avem aici sus în stânga ceva cu exit, bă, dar deja mă enervezi, termină-te să moară, băiții, mamă. Avem acolo ceva sus cu exit și plus sus acolo la harta asta mai există încă o ieșire de pe această hartă. Se spune că băieții ăștia stau aici, man, what the fuck, man, calmați-vă, bro. Ia să ne uităm acolo sus, uitați-vă sus, guys. Ok,
Și aici, din nou, poți ieși. Mi se pare foarte, foarte tare faptul că, bă, până la urmă ăștia sunt captivi aici și vor să iasă. Dacă v-a făcut clipul, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Maru, seama că ne vedem cu un episod de noi. Hai, salut!